Episodul cu numărul 12 al confruntărilor dintre Simona Halep și Serena Williams a debutat echilibrat, ambele jucătoare mergând cap la cap până la jumătatea primului set. Din păcate, serviciul nu a ajutat-o pe Halep nici în confruntarea din sferturi de finale de la Australian Open, iar Serena a profitat din plin. A forțat suficient cât să își treacă în cont primul set cu scorul de 6-3. Halep a părut că are puterea de a restabili egalitatea în actul secund în care a condus cu scorul de 3-1. Din păcate, Constanțeanca, a doua favorită la câștigarea turneului, n-a reușit să țină ritmul și a pierdut apoi 5 game-uri consecutive. Astfel, victoria i-a revenit Serenei Williams după un dublu 6-3 care duce situația la general la scorul de 10-2 în favoarea ei. În semifinale, Williams, care are numai puțin de 23 de titluri de Grand Slam, o va întâlni pe un loc în marea finală pe Naomi Osaka. My feeling after this match is that I was not that far, but also she was stronger in the important moments. I had 3-1 in the second set and serve didn't help me much. In my opinion, I had a good game tonight. I'm not that disappointed about myself. Attitude maybe a little bit too negative the whole tournament, but I'm gonna work on this and I will come back stronger for sure with that. A little bit frustrated about the negativity on the court. I've been complaining a little bit too much, I think. But tennis way, I think I did a good job. So I'm positive on that, on tennis, and I have confidence. But I still have to work to get back in the good shape mentally. Pentru performanța ei la ediția din acest an Australian Open, Simona Halep va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de $336.000 și 430 de puncte WTA. Constanțeanca este însă în pericol să piardă poziția a doua în ierarhia mondială, chiar în fața japonezei Naomi Osaka. Condiția este ca aceasta să câștige turneul de la Melbourne. Simona Halep și-a anunțat deja programul pentru următoarea perioadă, Constanțeanca urmând să evolueze la întrecerile de la Doha și Dubai.